Despre HD-ul cunoaștem multe lucruri. A fost lingvist, istoric, etnolog, ziarist, scriitor, a scris Sic Cogito, a practicat spiritismul. Cunoaștem multe lucruri, însă, din păcate, timp de 100 de ani, s-a scris prea puțin, foarte puțin, aș spune. Și meritul este al lui Ionescu John, care a făcut acest lucru, a tras atenția asupra uzului simbolurilor în mormântul poemă de la cimitirul Bellu. Un mormânt pe care HD-ul, un mausoleu, pe care HD-ul l-a închinat, l-a ridicat, atunci când Iulia s-a stins. Și a trebuit să fie, nu mormântată, ci îmbălsemată, depusă într-un sarcofag, așa cum spunea din HD-ul, în jurul căruia HD-ul și artiștii care au contribuit la realizarea mormântului au făcut un lucru excepțional. Atât la uzul simbolurilor folosite de HD-ul cu acel prilej. Despre simbolismul sau folosirea simbolurilor în castelul de la Câmpina nu s-a scris niciodată. Când am venit aici în 1996 prin transfer, dar pe mine mă leagă de castel o poveste mult mai veche, pentru că am început activitatea aici în 1988, când aveam 19 ani, timp de un an de zile am lucrat aici la castel, apoi am plecat și drumurile m-au readus acasă, pentru că eu mă simt aici într-un fel de loc pe care îl numesc acasă, nici de cum un loc de muncă. Ei bine, mă întrebau vizitatori, dar ce stil are acest castel? Pare ciudat, e o construcție strană. Și cam așa se scrie despre castel, o construcție strană, templul metafizic al lui HD-ul, presa interbelică este bogată în astfel de expresii. Și mult timp așa a circulat povestea. Oralitatea a creat povești. În necunoștință de cauză și fără să mă gândesc la simboluri, mi erau străine. De fapt, doar la literatură au zis de străine. Am mers la cel care se ocupase de restaurarea castelului, arhitectul Călin Coinărescu. Acum vă fac dezvăluiri în premier. Am mers la dânsul la birou, în Ploiești, m-a primit, a fost respectuos. Era Amadi, dar mi-a spus că nu mă poate lămuri, nu poate răspunde la întrebări. Erau multe întrebări. L-am întrebat de ce turn, de ce teatră, de ce acel turn mai mare și celelalte mai mici, de ce credinuri, ce stil este, ce se întâmplă, pentru că eu nu aveam aici decât o povestioară scurtă, încadrată de o ramă, așezată undeva la intrare în muzeu, toată lumea citea acea poveste și eu am citit-o și în rest, Răzvan și Lucrea.